George Clooney și-a luat inima în dinți și a vorbit pentru prima dată despre sarcina soției lui. Actorul a confirmat unei televiziuni din Franța că va deveni tată și a povestit și cum simte experiența de tătic de gemen la aproape 56 de ani. George Clooney a vorbit despre schimbările din viața lui în emisiunea Rencontre de Cinema, difuzată la un post de televiziune din Franța. Nu a ocolit nici subiectul tată de gemeni la vârsta de 56 de ani. C'est excitant. On est très heureux et très excités. Really ça va être une aventure. Be... Clooney nu vede nicio problemă în faptul că va deveni tătic la o vârstă mai înaintată. Ba din contră, consideră că va avea mai multă răbdare și se va implica mai mult în tot ce ține de îngrijirea bebelușilor. Oh, eu un enfant très tard. Donc je me sens beaucoup mieux à 50, j'aurai 56 ans quand ils vont naître. Actorul a povestit cum au primit apropiații lui vestea că va deveni tată, menționând că prietenii lui, care deja au trecut prin această experiență, l-au susținut. Et après il y a un grand silence et tout d'un coup ils ont commencé à faire des sanglots de bébé. Et toute la table a éclaté de rire. Cea care a dat de gol sexul bebelușilor a fost chiar mama actorului. În urmă cu câteva zile, acesteia i-a scăpat porumbelul pe gură. O să fie câte unul din fiecare. Da, un băiat și o fată. Asta mi s-a spus. Eu și soțul meu suntem foarte încântați. George Clooney și soția lui, avocata Amal Clooney, au anunțat în urmă cu câteva zile că vor deveni părinți de gemeni. Actorul și Amal s-au căsătorit în 2014.